Sâmbătă seara, între orele 20-30 de minute și 21-30 și de minute, jandarmii sălăjeni se vor alătura campaniei Ora Pământului pe instingerea luminilor și oprirea aparatelor electrice din locuințele proprii, reducându-se astfel consumul de energie și implicit poluarea. De asemenea, la nivelul inspectoratului se promovează un consum rațional al energiei pentru reducerea cheltuielilor administrative și protejarea mediului înconjurător. Suntem conștienți că împreună ne putem aduce aportul la un mediu mai sănătos și printr-un gest simplu făcut de fiecare dintre noi, putem realiza un lucru deosebit. Inspectoratul de jandarmi județean Sălaj a participat constant la campanii ce au avut ca scop protejarea naturii, prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, combaterea braconajului și acțiuni de ecologizare, au precizat reprezentanții jandarmeriei. De altfel, jandarmeriei îi revin prin legea privind organizarea și funcționarea instituției atribuții în domeniul protecției mediului înconjurător al florei și faunei în responsabilitatea sa aflându-se și zonele care au statut de arie naturală protejată de pe teritoriul României.